Ați observat că pe noi ne preocupă foarte mult problema finanțării de către stat a cultelor bisericești. Avem și noi păsărelele noastre și mai ales sfidarea de care dau dovadă unii sfinți părinți. Unii, da, s-a reținut. Să știți că nu suntem oameni răi, da? Nu. De exemplu, uneori ne ieși milă de popi. Pe cuvânt, chiar zilele astea când se discuta aprins problema banilor pentru construcția de biserici și catedrale, m-a lovit așa, domne, dar m-a lovit așa, or fi și sărbătorile, o milă. Și cum să nu-ți fie milă când vezi cât de neadecvați sunt unii prelați? Despre preasfințitul Machie Turnătoreanu și mantia lui de mii de lei am mai vorbit. Dar acum ne-a explicat însuși patriarhul de ce e obligat Machie să o poarte. Dar, domne, e obligație de serviciu. Este prezența arhereului, este cu mante pentru că este învățătorul credinței. Dacă ați văzut ce este pe mante, sunt evangheliștii. Deci el are datoria de a învăța poporul. Deci aia nu-i nici prelată și nici foaie de cort, cum credeam eu. Nu, este un instrument de învățare. Machie e învățător și poartă covorul ăla pe el ca să învețe poporul. De banii ăia luați cărți pentru două sate, sfinția matale. Aia ar fi fost acțiune utilă învățării poporului, nu o bucată de cârpă, oricât de mare și de aurită o fie. Mă, și când îi auzi cum se plâng așa, cum spun că ei n-au bani pentru că le-a luat statul proprietățile, te-ai aștepta să apară mai decent îmbrăcați, nu plin de aur ca munții de la Roșia Montană. Ei bine, nu doar că nu le pasă, dar se mai și afișează cu ultimele jucării din garaj. A? Vum, vum. Ia, stai puțin, ce număr avea? B240 WTH. Păi engleză ar fi what the hell? Doamne ferește, nu se poate așa ceva. În fine, asta este noua limuzină de 63.000 de euro a mitropolitului Ardealului. 63.000 de euro, nene. Cătușesc popii dacă se dau cu mașini mai ieftine. Și numai ce și-a luat-o în alt preasfințitul. Din sărăcie, desigur. Mamă, ce milă mie de bieții oameni. Sunt total inutil. Habar n-au și ei o meserie. Nu știu să facă mai nimic. Și sunt nevoiți să cerșească de la stat și de la credincioșii săraci bani pentru limuzine și țoale scumpe. Domnul Cioloș, știți ce? Dați-le, domne, banii ăia, da, pe toți, nu ne mai trebuie pentru școli. Pe bune, dacă faci școli, ce o să facem cu acești copii? Îi facem medici, profesori, pe salarii de mizerie? N-are sens, domne, mai bine îi facem popi. Salariu frumușel de la stat, le dă și țoale de acolo, da, uite, pături, covoare să țină pe ei, mașină de la unitate, nu mai zic.